TVB Arena Podcast cu Ana Maria Neagiu. Invitată, Teodora Rădulescu, CEO Bookster. Organizat de Bursa de Valori București. Bună și bine v-am regăsit! Iată, suntem pentru a 14-a oară la podcastul BVB Arena, unde mă întâlnesc cu antreprenorii finaliști în ultima ediție a programului antreprenorial organizat de Bursa de Valori București, care s-a derulat și sub numele de Made in Romania. Începând cu această ediție curentă, programul a fost redenumit și are un nou brand, BVB Arena. De la lansarea acestui podcast, BVB Arena, am avut onoarea să am o singură invitată care a avut premiera acel episod exact de ziua internațională a femeii, 8 martie. Iar astăzi am onoarea să am o nouă invitată, iată pe Teodora Rădulescu, CEO Bookster. Bună, Teodora, și mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. Bună, mulțumesc și eu. Pentru cei ce încă nu știu, Bookster este o experiență. Oferă acces la o platformă prietenoasă cu algoritm care învață preferințele de lectură pentru ca mai apoi să recomande următoarea carte. Dacă vrei să o împrumuți, ea ajunge gratuit, direct în colțul de lectură pe care compania la care lucrezi l-a amenajat pentru Bookster. Bookster înseamnă peste 1300 de companii cu 190.000 de cititori activi care folosesc Bookster, iar de la înființare și până în prezent ați atins pragul de 7 milioane de împrumuturi. Felicitări, Teodora, pentru aceste cifre impresionante și sunt curioasă pentru început, care este prima carte sau poveste care ți amintește de copilărie? Cu siguranță, cred că e și cartea generației mele, Harry Potter. Mi-amintesc cu drag că abia așteptam să apară următorul volum ca să aflu ce se mai întâmplă în lumea magică. În orașul din care vin eu nu erau nici foarte multe locuri pe vremea aia de unde să-ți cumperi cărți, așa că mi-aduc aminte că stăteam eu și colegii mei de clasă la rând la o gheretă foarte mică, era singura care aducea cărțile Harry Potter în orașul nostru. Și cumva a rămas dragă inimii mele și mă mai întorc așa câteodată către filme, acum că au și apărut și abia aștept să o citesc împreună cu copilul meu. Foarte drăguț, da. Vorbeai de orașul tău. Care este orașul tău natal și cum a început povestea ta în capitală? Eu sunt din Alexandria, din Telorman, destul de aproape de București. Am venit aici la facultate. Deci, practic, ăla a fost primul drum pe care l-ai făcut către capitală și primul drum definitiv, ca să zic așa, că evident mai veneam aici, da, cu diverse excursii sau na, ce se organiza prin școală. Ți-ai propus să vii în capitală și să rămâi sau a fost? Da. Da, deci da, mi-am propus. Cumva eram la momentul respectiv și încă sunt pasionată de marketing și în orașul micuț din care vin eu nu ai foarte multe oportunități în zona asta. Așa că mi-am propus să vin la facultate la marketing și la un moment dat îmi doream eu să ajung director de marketing. Ăsta era visul meu. Când a început pasiunea pentru marketing? Spuneai că era încă, adică îți propusesei să vii pentru asta. Da, pentru când asta. Când a fost primul contact? Am primit chiar, uite, culmea, că nu mi-am dat seama de asta până acum, dar am primit o carte de marketing de la tatăl meu la un moment dat. Cred că eram, nu știu, clasa 10-a, ceva de genul ăsta. Și nu auzisem foarte mult despre știința asta a marketingului. Deși cartea era destul de veche, m-a fascinat din primul moment și am zis, ok, eu asta vreau să fac în viață. Marketing. Mai ales că, presupun, în clasa 10-a încă nu-ți creionase așa perspectivele pentru ce urmează să faci la facultate? Nu, cu siguranță. Trecusem prin multe profesii imaginare. Voiam să fiu medic, după care mi se părea mie foarte interesant să lucrez cu artă și să fii, nu știu, muzeograf sau restaurator de artă. Aveam tot felul de extreme din astea prin care treceam, până am găsit-o pe cea care cu
cumva cred eu că le combină pe toate. Că marketingul până la urmă ține foarte mult de analize, cifre pe care să le transpui într-o poveste cu care să rezoneze chiar și creația tăi. Și creația, exact. Mm-hmm. Apropo de pasiunea pentru, da, pentru artă. Bun, trecem un puțin așa în zona Bookster. Știu că fondatorii Bookster sunt Bogdan Georgescu și Alexandra Stroie. Ți-au povestit, știi cum a luat naștere Bookster și, de fapt, ce i-a inspirat pe ei să creeze Bookster? Da, cu siguranță asta e una dintre poveștile pe care cred că le-am aflat la primele interviuri la care am mers la, la Bookster. Ei erau foarte pasionați de citit și în jobul anterior se întâmpla foarte frecvent să recomande cărți pe care le-au citit colegilor pentru diverse nevoi sau instanțe în care ei se regăseau. Și atunci, din dorința asta de a contribui la piața de carte și la educația românilor, s-au gândit că vor să facă din nou din citit un obicei cool și accesibil. Acum, din diverse motive, cumva nu reușim să ne apropiem foarte ușor de cărți. Fie că nu avem timp, fie că nu reușim să ajungem în librării să le luăm, fie că suntem prinși în vâltoarea în care trăim la job. Și cumva ai nevoie de un prieten, așa cum este Bookster, care să vină și să-ți spună, hei, uite, cred că ți s-ar potrivi cartea asta. Și plecând de la ideea de a face cititul cât mai accesibil, am ajuns la un model în care se livrează la companie tocmai pentru a optimiza niște costuri. Abonamentul este gratuit pentru angajați și noi venim tot timpul cu recomandări, astfel încât să reușim să atragem atenția oamenilor și să se întâlnească cu următoarea lor carte preferată. Deci, practic, scopul este să faceți din citit un obicei îndrăgit, nu? Exact. Acesta este și sloganul Bookster. Da, asta este promisiunea pe care noi o facem atât companiilor, cât și abonaților noștri. Dacă îți amintești sau dacă poate ți s-a povestit, cum a arătat Bookster în primul an de la lansare? Cum era de fapt experiența Bookster în acel prim an? Ce însemna? Știu că în primul an a fost un an de învățare accelerată, pentru că de la ideea de a oferi un abonament la cărți cât mai accesibil, până la a pune ceva în practică, au fost ceva iterații pe care colegii mei le-au testat. Și sigur că s-au schimbat multe lucruri de atunci, din punct de vedere al platformei, al imaginii de brand, al instrumentelor pe care noi le folosim, pe care ei le foloseau atunci și noi le folosim, dar cred că esența de brand a rămas aceeași, ideea că Bookster e prietenul acela care știe multe cărți și ți le recomandă pe cele potrivite, într-un mod necomercial, în care nu încearcă să-ți vândă neapărat ceva, ci doar să fie acolo pentru tine în funcție de nevoile tale. Era o perioadă în care toată lumea făcea de toate și chiar și eu când am venit la Bookster în 2016, deci practic în al treilea an al lui Bookster, în continuare aveam roluri care cuprindeau multe zone, că așa e într-un startup. Dar întotdeauna s-a pus accentul pe a învăța foarte mult de la abonați, de la companii, astfel încât să creăm experiența cât mai potrivită și plăcută pentru fiecare. Deci, practic, în primul an aveați deja abonați, adică aveați deja abonamente pe care le... Primul an s-a terminat cu, cred că vreo 6.000 de abonați, cam așa. Da. Da, e totuși... E și asta e o cifră bună, să zic așa, în primul an în care tocmai spuneai că și voi învățați sau, mă rog, foarte învățau și testați. Da, da, cu siguranță. Cred că a venit ca o confirmare a faptului că era nevoie de un serviciu ca Bookster, da, care să faciliteze cât mai mult accesul la lectură de calitate. Da. Și spuneai că ai venit în al treilea an, practic. Oare știi care au fost, cele mai mari provocări, trei provocări în primii trei ani? Pentru că
știm, orice startup la început de drum are nevoie de multe și pe lângă cunoaștere și know-how, are nevoie de multe alte, în primul rând cred că de motivații. Care au fost? Cred că prima provocare de care s-au lovit colegii mei la vremea respectivă a fost întrebarea dacă oamenii chiar mai citesc. Și mi-aduc aminte că cred că și noi ne mai lovim încă de întrebarea asta 10 ani mai târziu, dar cumva răspunsul a venit după aceea foarte ușor când am început să avem cifre care să confirme faptul că da, oamenii sunt dornici să citească dacă au acces ușor la cărți și la cărțile potrivite. Deci asta ar fi prima provocare. Mai departe, cred că tot sistemul logistic care este destul de complicat. Nu-ți imaginezi că un business cu cărți are în spate o bună componentă de logistică și optimizarea de costuri pe care ei au făcut-o și au gândit-o la început, astfel încât abonamentul să fie la un preț accesibil pentru companii. Și cred că cealaltă provocare ar fi legată de construirea platformei în sine. Cum faci un algoritm care să învețe de la ceea ce se întâmplă în interacțiunea abonatului cu elementele din platformă și să recomande mai departe cărțile potrivite. Mai ales pentru acum 10 ani de zile, în România, cumva era o idee diferită pe care probabil a fost dificil să înceapă să o apuce de undeva. Da, exact asta vroiam să zic, că acum 10 ani nu era vorba de inteligență artificială așa cum se vorbește astăzi despre ea și cumva înțeleg că această aplicație sau, mă rog, această Bookster folosea acum 10 ani un fel de inteligență artificială care să înțeleagă care ar fi preferințele și ce ar fi cel mai bine să recomande ca următoarea lectură să fie și împrumutată. Da, nu era chiar o inteligență artificială, dar era un algoritm care avea input din platformă și încerca să deducă cumva ce face algoritmul nostru este să încerce să-ți facă un profil și să te asemuiască cu alți abonați din platforma noastră, uitându-se la comportamentul lor, astfel încât să poată să prezică ce ai fi tu interesat să citești în continuare. Acum, evident că lucrăm cu mult mai multe date decât aveam atunci și cu algoritmi mai complexi de atât, dar esența a rămas aceeași. Ce frumos! Spuneai că povestea ta la Bookster a început la 3 ani de la lansare. Uh-huh. Cum a fost mai exact? Sau cum ai intrat în echipă? Ce te-a atras? Că era totuși un startup. Lucram într-o corporație la momentul respectiv și cumva contextul m-a făcut să mă uit către altceva. Compania respectivă era în punctul în care își construia un hub de marketing într-un alt oraș european și eu aveam de ales fie mă mutam în orașul respectiv, fie rămâneam în România, dar în România nu aveam neapărat partea de creativitate pe care mi-am dorit-o întotdeauna în zona de marketing. Și am zis, ok, hai să văd ce mai e în piață. Aveam Bookster la compania respectivă și îmi plăcea foarte tare. Promutam tot timpul, eram un abonat activ. Și Bookster a fost atunci singurul job la care am aplicat și din primul moment în care am intrat în birou, mi-am dat seama că acolo îmi doresc să fiu. În primul rând, pentru că imaginea mea era diferită față de ceea ce am găsit. Ce am găsit m-a surprins foarte tare într-un mod foarte plăcut. Mă așteptam cumva să fie o atmosferă boemă, relaxată, lucrăm cu cărți. În realitate, am găsit o echipă care era foarte motivată și foarte axată pe cifre, foarte disciplinată, care tot timpul citea și învăța din cărți și aplica imediat ceea ce învăța din ceea ce
citea. Cu obiceiuri foarte faine și cu colegi de la care am avut de învățat foarte, foarte, foarte multe lucruri. Deci, cumva, imaginea era diferită, dar ce am găsit a fost mult mai potrivit pentru mine. A fost la câteva discuții cu Alexandra, cu Bogdan și cu colegii de atunci și mi-am dat seama că vreau să contribui la misiunea frumoasă de a inspira oamenii prin lectură. Ce frumos! Deci, practic, pe tine te-a cucerit atmosfera și oamenii Bookster, mm-hmm, mai mult decât pentru că deja oricum foloseai experiența. Da, am venit pentru experiența acolo, dar m-a cucerit echipa și modul de lucru. Ce frumos! Îți mai amintești? Și aici fac referire la momentul de după ce ai intrat în echipa Bookster. Mm-hmm. Îți mai amintești care a fost prima carte împrumutată? Da, îmi amintesc care a fost prima carte împrumutată. A fost Lean Startup al lui Eric Ries, tocmai pentru că noi și astăzi la Bookster învățăm foarte mult din cărți și avem un program de induction pentru colegii care vin la noi în primele 3 luni, pe lângă task-uri prin care încercăm să-i familiarizăm cu modul în care funcționează business-ul nostru și să îi facem să interacționeze cu colegi din diverse departamente. Avem și o listă de lectură, mandatory, și prima carte este Lean Startup și a doua carte este Scaling Up. Așa că, na, trebuie să învățăm pentru că aplicăm multe instrumente din ele în proiectele pe care le facem. Super, deci practic următorul angajat Bookster deja va ști acum de la tine că va împrumuta cărțile înainte să vină, poate o să poate, facă chiar o surpriză. Exact, să înceapă să le citească. Când mă văd cu el la interviu să-mi spună că le-a citit deja, ar fi o surpriză plăcută. Ce frumos! Ce a urmat apoi? Deci practic ai început activitatea ta la Bookster. Uh-huh. Ce a urmat? Am venit pe un rol de marketing. Până atunci, activitatea de marketing era făcută pe rând de colegii mei. Cum ziceam, eram într-o perioadă în care toată lumea făcea de toate. Și am început să gândesc campanii de încurajare a lecturii. Astăzi, campaniile de încurajare a lecturii în companii sunt unul dintre pilonii principali ai experienței noastre. Dar la vremea respectivă aveam multe idei pe care nu știam încă sub ce mecanisme să le punem în practică. Am început cu partea asta și cu cea de promovare a recrutării, pentru că eram în creștere și ne doream să găsim colegi potriviți pentru echipa noastră și ușor, ușor am dezvoltat partea asta într-un departament pe care l-am numit ulterior retenția abonaților, practic tot ceea ce ținea de experiența oamenilor în platformă, în afara platformei, în companii, cum au de Bookster, de cărțile pe care le împrumută. Era în o gradă asta la început foarte mică pe care am reușit să o creștem mare. Astăzi cred că sunt în zona asta de retenție undeva la 20 de colegi. Wow! Deci o adevărată echipă. Mm-hmm. Spune-mi o campanie care ți-a plăcut cel mai mult. O campanie care mi-a plăcut cel mai mult... Cred că mi-a plăcut foarte multe campanii din motive diferite, bineînțeles și pentru că le-am făcut eu pe mare parte dintre ele de la vremea respectivă, dar cred că cea care a fost cea mai mare provocare pentru mine a fost campania Donează o carte. Pe lângă scopul super fain pe care l-am avut, era o provocare să strângem foarte multe cărți de la toți abonații și nu neapărat abonați, de la toți cititorii care auzeau de campania asta, să le sortăm, să le facem să arate bine și să mergem cu ele în școlile defavorizate unde nu există biblioteci și să le punem acolo un mic colț de lectură. Și am făcut campania asta în 2 instanțe. A doua oară știu că am strâns undeva la 100.000 de cărți și am făcut 100 de biblioteci în școli și mi-aduc aminte cumva un testimonial pe care l-am primit înainte de campanie și unul după. Înainte era un băiețel care ne-a spus că la el în sat există patiserie, există farmacie, există multe lucruri, dar nu e nicio bibliotecă.
Și cumva ne-a emoționat foarte tare și ne-a motivat pe tot parcursul proiectului. Și la final, știu că ne-au trimis din nou mesajele copiilor și niște poze și ne-am super, super înduioșat văzându-i cum aleargă să ia cărțile în brațe și se minunează de desenele colorate și de lucrurile faine pe care le-au primit. Ce frumos! Da, deci practic această campanie a fost nu numai provocatoare, ci și emoționantă, pentru că ai văzut reacția, să zic așa, micilor abonați ai bibliotecii voastre. Foarte, foarte drăguț. Bun, deci ați început campanii de retenție pentru acești abonați, dar cum ați gândit că, așa cum spuneai și mai devreme, abonatul trebuie să-și găsească timp să citească o carte pe care o primește de la Bookstore și o împrumută. Cum ați găsit cheia, să zic așa, de a atrage atenția abonaților pentru a împrumuta o nouă lectură? Mm-hmm. Ne-am gândit cum ne-ar atrage nouă atenția. V-ați pus în locul cititorului. Și ce ne-am dat seama că funcționează este partea asta de povești și recomandări personale și sincere. Toate e-mailurile care pleacă astăzi de la Bookstore, noi le spunem recenzii, ele au în o poveste a unuia dintre noi. Fiecare dintre noi scrie despre ultima carte pe care a citit-o sau despre un articol care i-a plăcut sau despre un video și povestește în ce context era când s-a întâlnit cu lectura respectivă. Dacă cititorul, abonatul rezonează cu contextul respectiv, e o vânzare sigură, ca să zic așa. Și important, povestește și despre o lecție care a rămas cu el din cartea respectivă. Și atunci nu vrem să fim un serviciu din ăsta pușii care vine și îți scoate în față multe cărți din care tu să nu știi ce să alegi. Există și ideea asta de paradox of choice, mai ales când suntem bombardați astăzi cu atât de multe informații, ci încercăm să găsim fix lucrul ăla de care ai nevoie. Cartea potrivită la momentul potrivit. Foarte interesant. Și cred că reușiți. Adică cele 7 milioane de împrumuturi îmi confirmă lucrul ăsta. Mergem puțin mai departe și ajungem în perioada în care știm cu toții că antreprenorii au trecut printr-o perioadă de incertitudine, și anume pandemia. Uh-huh. Cum s-a resimțit asta la Bookstore și cum ați reușit să depășiți această perioadă de incertitudine? Într-adevăr, era foarte multă incertitudine și anxietate și în echipa noastră și în comunitatea abonaților și în rândul oamenilor din companii cu care noi ținem permanent legătura. Ne-am uitat la serviciul nostru și ne-am dat seama că dintr-o dată noi nu mai avem unde să livrăm cărțile, chiar dacă oamenii și le doresc alături de ei în perioadele astea dificile, noi nu avem unde să le ducem pentru că toate companiile sunt închise și toată lumea stă acasă. Așa că a trebuit să ne repliem destul de repede și să punem pe picioare un serviciu de livrare acasă și practic cred că la câteva săptămâni, o lună, de la declararea pandemiei, abonații noștri primeau cărțile împrumutate prin curier acasă. Doar că pandemia n-a însemnat numai asta ca impact pentru noi. Obiceiurile oamenilor s-au schimbat foarte mult de atunci și preocupările lor s-au schimbat. Din fericire am fost aproape de ei și am început atunci să înțelegem că e nevoie de mult mai mult conținut pe partea asta de sănătate fizică și mentală și că ăsta devine un subiect din ce în ce mai căutat de români. Dacă până în momentul respectiv nu se vorbea atât de mult despre, nu știu, anxietate, despre burnout, despre lucrurile care astăzi cumva sunt foarte comune în limbajul nostru, ăla a fost declicul în care oamenii ne-au cerut cum facem față incertitudinii, pe lângă conținut și materiale care să le explice ce se întâmplă în lumea din jurul lor, ce se întâmplă din punct de vedere economic atunci când este o pandemie și medical, și partea asta de sănătate fizică și psihică a fost și încă este unul dintre cele mai populare domenii de la noi, de la Bookstore.
Deci, practic, în pandemie sau imediat după pandemie, nu ați văzut doar o schimbare de paradigmă, ci și de obiceiuri ale abonaților deja existenți. Da, cu siguranță. Și faptul că ei nu mai lucrau de la birou, ci lucrau de acasă, unde aveau mai mult, paradoxal, mai multe griji decât de la birou, a fost un moment în care ne-am dat seama că noi, de fapt, nu deservim doar abonatul Bookster, ci și familia acestuia. Adică faptul că am început să aducem în perioada respectivă lecturi, mult mai multe lecturi pentru copii și materiale care să-i țină ocupați pe cei mici cât cei mari trebuie să lucreze, a fost o inițiativă foarte apreciată de părinții din comunitatea noastră. Foarte drăguț. Și mai știu că aveți inclusiv zona aceasta de materiale video, pe lângă cărțile împrumutate, sunt și aceste materiale video care pot fi de asemenea ascultate și de copii, adică conținut pentru copii și conținut pentru abonați. Da. Când ați introdus cărțile, să zic așa, scrise în alte limbi? Știu că se găsesc în engleză, în franceză, germană, Maghiară, probabil și ucraineană, corect? Nu. Nu. Cred încă de la început au fost cărțile în engleză, mai apoi au apărut cele în franceză și recent, pentru că am reușit să facem niște parteneriate strategice cu furnizori de conținut din zona asta de germană și de maghiară, am reușit să satisfacem și cererea asta pe care abonații o aveau către noi. Și acum ne uităm cu interes posibil să mergem către zona de italiană, spaniolă, cumva încercăm să acoperim cât mai mult din limbile dorite de abonații noștri. Când a apărut succesul la Bookster? Depinde ce înseamnă succesul. Eu cred că când am venit eu la Bookster deja avea succes, deși nu avea, cred că avea, nu știu, undeva la 25.000 de abonați. Și nu toată lumea știa de brandul nostru. Eu am văzut atunci o companie de succes, tocmai prin modelul inedit pe care l-a adus în piața din România și prin impactul social pe care îl are, dar și prin experiența super, super faină, prietenoasă și apreciată. NPS-ul nostru, Net Promoter Score-ul nostru, a rămas la valoarea de 95, mulți foarte mult, foarte mult timp, da. Deci, mi-e greu să spun înainte, dar cu siguranță anul 3 deja Bookster avea succes. Povesteai în cartea Made in Romania de aici, pe care o avem în ediția a 6-a, te citez, dacă veniți o zi la biroul Bookster, îi vezi pe colegi menționând work smart, be kind, with a smile și in love with Bookster în foarte multe contexte. Am încheiat citatul. Povestește-mi puțin de oamenii care creează această experiență Bookster. Cele pe care le-ai enumerat, de fapt eu le-am enumerat inițial, sunt valorile noastre și sunt cele care ne ghidează, sunt un deziderat pentru noi. Sigur, niciunul dintre noi nu le întruchipează în măsură de 100%, dar sunt cumva lucrurile către care noi tindem ca profesioniști. Oamenii de la Bookster sunt foarte diferiți unul de celălalt, dar cumva fiecare dintre noi suntem motivați de ideea de a aduce cartea mai aproape de oameni și de a contribui la educația din România. Și avem pasiuni foarte diverse și etape ale vieții super diferite în care ne aflăm, dar tocmai asta cred că dă farmecul echipei noastre. Avem lucruri comune care ne duc în aceeași direcție, dar și multe lucruri diferite și putem să învățăm foarte mult unii de la ceilalți. Ce cred că e diferit la oamenii din echipa mea de astăzi e că au foarte multă flexibilitate și deschidere de a încerca lucruri și ce încerc eu să aduc este, sau să elimin, de fapt, este teama de a greși.
cred că, na, cu toții în anumite instanțe ale vieții noastre, ne temem de greșeală. Dar cumva și experiențele recente mi-au confirmat că ar fi bine să păstrăm caracterul ăsta de curiozitate și dorință de a experimenta cât mai mult, fără vreo teamă anume. Mă uit, acum sunt într-o perioadă în care am făcut recent un copil și el e la vârsta la care se ridică și începe să facă primii pași și cade. Și mă uitam la el și mă gândeam cât de ușor îmi este să-i spun, hai, hopa sus, de ce nu să încercăm să facem mai mult asta și în viața fiecăruia? Nu se întâmplă nimic atât de tragic dacă greșim odată. Important este să ne luăm lecția din greșeala respectivă și să fim din nou motivați să încercăm să o luăm de la capăt. Ce frumos! Felicitări pentru această mică realizare, care de fapt nu e deloc mică. Da, e foarte interesant și văd că constat că oamenii sunt foarte importanți, să zic așa, în echipa Bookster, pentru Bookster, și spuneai mai devreme că dorești să elimini această teamă de a experimenta. Dacă ar fi să alegi între a învăța din experiența ta sau a altora, înțeleg că este pe care ai alege. Cred într-o combinație dintre cele două. Cred că învățarea se face mare parte din practică, dar și din experiențele altora, prin mentorat, prin coaching și prin învățare din cărți. Cred că era și o teorie care spunea că 70% din învățare se face learning by doing, 20% learning from others și 10% learning from books. Deci nu cred că aș putea să aleg una sau alta. Cred că merg foarte bine mână în mână. De altfel, mie îmi place mult să învăț din experiențele altora și de-aia unele dintre cărțile mele preferate sunt din zona de biografii. Bun. Anul acesta, sau recent, s-au împlinit 11 ani de când Bookster s-a lansat pe piață. Spune-mi, te rog, dacă îți amintești două sau trei schimbări care au avut loc la Bookster, care au fost implementate și care au fost cumva esențiale pentru dezvoltarea ulterioară a companiei. Cred că una dintre schimbări a avut loc de nevoie în pandemie, așa cum povesteam mai devreme. Ăla a fost un moment în care ne-am uitat și mai mult și am început să construim instrumente din ce în ce mai puternice să atragem atenția abonaților într-o perioadă foarte aglomerată de idei, de programe, de campanii, și pare că tendința asta se păstrează și astăzi. Și al doilea moment a fost tranziția brandului Bookster din formula în care a funcționat până în 2021 în partea companiei Octra. Și momentul în care eu am și preluat rolul pe care îl am astăzi, pentru că asta a venit cu o schimbare a modelului nostru de business. Practic, ce s-a întâmplat la momentul respectiv, ne-am deschis platforma pentru alte biblioteci care vor să își pună cărțile în sistemul de împrumut prin Bookster. Cumva ai anticipat următoarea mea întrebare, pentru că știu că acum Bookster are ca și acționar majoritar pe Octra Holding. Mm-hmm. Și ce s-a schimbat după? Spuneai că s-a schimbat acest model de business. Au fost alte îmbunătățiri care au venit odată cu această schimbare de acționariat și care, să zic, că au fost reprezentative pentru activitatea Bookster? Cu siguranță accesul la un conținut mult mai divers. Practic, parteneriatele pe care noi le-am făcut la momentul respectiv cu biblioteci super diverse din România ne-au permis să aducem conținut și pe mai multe limbi, dar și pe mai multe domenii. Cum povesteam, am adus
ăla a fost punctul în care am putut să aducem germană maghiară, dar și să diversificăm mult mai mult oferta de carte pe care o avem. Anul acesta ați lansat aplicația Bookster. Așa da? Este. Și acesta este iarăși un nou pas important în era viață. O dorință veche de-a noastră. Evident că, na, cumva ne doream să fim cât mai aproape de cititorii noștri, chiar în telefonul lor, în buzunarul lor. Doar că n-am avut răgaz cumva în toate lucrurile pe care a trebuit să le facem, care au venit către noi sau pe care le-am considerat la momentul respectiv, n-am avut răgaz să gândim cum trebuie o aplicație și să o lansăm și iată că am reușit. Ne-am apucat de lucru, cred că în 2022 am început primele idei, apoi în 2023 primele iterații și acum în primăvară am lansat-o către abonați. Era un proiect mare, ne-a solicitat pe destul de mulți dintre noi, nu știam să facem o aplicație, am învățat foarte multe și cred că avem, pe măsură ce ea e adoptată de către cititorii noștri, că avem foarte multe de învățat pe partea de comunicare pe mobile. Știu că spre deosebire de varianta desktop a aplicației Bookster, aplicația de telefonie mobilă are o rubrică specială pentru tine. Mie îmi place foarte mult pentru că acolo găsești de fiecare dată alte trei cărți recomandate. Da. Este despre algoritmul de care îmi povesteai? Da, acolo poți să vezi în acțiune algoritmul nostru și el învață în momentul în care tu intri în rubrica respectivă și dai swipe la stânga sau la dreapta, el învață dacă ce ți-a arătat a fost bun sau n-a fost bun și data viitoare îți arată lucruri, sperăm noi, mai potrivite. Sau dacă am pus-o pe wishlist. Cu siguranță. Acolo deja. Ăla e un semnal foarte puternic, dacă ai pus-o pe wishlist, e clar. Trebuie doar să găsim momentul potrivit, cartea potrivită am găsit-o deja. E foarte drăguț. Teodora, din păcate, rezultatele PISA din 2023 plasează România pe penultimul loc în Uniunea Europeană și arată că aproape jumătate dintre elevii români sunt analfabeți funcționali. Știu că trebuie să spunem și că analiza a fost făcută pe un eșantion de 7600 de elevi din 260 de școli, iar desigur de această dată accesul a fost pus pe matematică, însă și în cazul lecturii rezultatele arată că 42% dintre elevii din România de 15 ani citesc greu sau nu înțeleg. Ce crezi în opinia ta că ar trebui schimbat sau ce ar putea fi făcut mai bine pentru a nu mai fi pe penultimul loc? Accesul la cărți de calitate e unul dintre principalele lucruri care ar trebui schimbate în zona asta. Când de asta am și făcut campania de donații de cărți. Eu nu mă așteptam să fie foarte multe școli în care nu există o bibliotecă. În cele în care există o bibliotecă, ai cărți vechi care stau și adună praf. Lectura, din păcate, are un, în școală cel puțin, are un caracter de obligație. Nu se construiește ca să, în fine, nu ai partea asta de, nu se insuflă iubirea pentru carte. Dacă nu ai privilegiu să te naști într-o familie în care se citește, să-i vezi pe părinții tăi că citesc și să iei exemplul lor, foarte greu ajungi să-ți dai seama cât de multe poate să facă o carte bună pentru tine. Deci... Și mai este și cum aleg tinerii sau, mă rog, de fapt, adolescenții o carte bună pentru ei. Eu cred că atâta timp cât aleg o carte, drumul către o carte bună o să se construiască mult mai ușor. Ideea e să aibă acel prim instinct de a merge către o carte și e foarte greu. Îmi dau seama că e foarte greu în ziua de astăzi. Ai foarte mult mai multe tentații decât poate aveam noi când eram la vârsta școlară. Ai atâtea device-uri pe care poți să te uiți să primești gratificare pe loc
De ce ai alege să citești o carte când pare că toată lumea te obligă să faci asta? E complicat să-i explici unui copil. Da, așa este. V-ați gândit să extindeți cumva zona asta de abonamente și către, nu știu, poate către școli, poate către... Da? Da, este o zonă pe care o tot tatonăm de ceva vreme. Chiar acum, când a început școala în toamna asta, am lansat un proiect pilot către 6 școli din Alba, cu sprijinul unei companii din portofoliul nostru, și sperăm să vedem rezultate bune. E prea devreme să spunem încă, dar ne dorim foarte tare să găsim o formulă prin care copiii să se apropie cu dragoste de cărți. Mult succes! Chiar ne dorim să fie un proiect care să nu rămână la stadiul de pilot, ci să-l duceți mai departe. Știu că din grupul Bookster mai face parte și Booksprint. Dă-ne, te rog, mai multe detalii. Booksprint este fratele mai mic al lui Bookster. Este o platformă de self-publishing și print-on-demand pe care am lansat-o, cred că acum un an. Ne-am uitat la piața de carte din România și ne-am uitat comparativ cu alte piețe mult mai dezvoltate și ne-am dat seama că una dintre provocările scriitorilor e legată de modul în care reușesc să aducă la lumina zilei cartea pe care, manuscrisul lor, cartea pe care vor să o publice. Și am zis, hai să construim un serviciu, nu e neapărat ceva nou în lume, hai să construim un serviciu în care ei să își poată publica singuri cartea așa cum își doresc. Poate să-și aleagă formatarea cărții, poate să-și aleagă să-și customizeze materialul pe care vor să... cartonul, hârtia, grosimea, modul în care arată. Noi îi susținem în tot procesul ăsta, pentru că dacă pasiunea ta e să scrii, ți-e dificil să-ți dai seama, ok, ce trebuie să faci, mergi către o editură, de multe ori nu reușești să primești un feedback sau nu reușești să ai o intrare astfel încât să ajungi un autor publicat, și ai nevoie de un pic de ghidaj. Și fix asta facem noi cu Booksprint și ne bucurăm de fiecare dată când un autor la început de drum vine către noi și îmi spune vreau să public cartea, nu știu cum să fac. Și mai departe, după ce, de exemplu, o tipăriți sau ajutați autorul să o tipărească și să o publice, ea se poate regăsi și pentru... Da, Booksprint are și partea de shop online din care autorul poate să-și promoveze cartea. Foarte, foarte drăguț. Deci, practic, oricine ar putea să fie un autor cu Booksprint. Cum arată la Bookster și pentru Bookster inovația? Cum inovați voi? Păi greșind, cum ziceam mai devreme, ne lăsăm inspirați de ce fac alții. Asta este o întrebare pe care, apropo de lucrurile pe care le auzi la noi prin birou, ce fac alții este o întrebare pe care ne-o punem destul de des, și încercăm să ne dăm seama cum putem să aplicăm noile tendințe în tehnologie, în comportamentul consumatorilor, în businessul pe care noi îl avem. Învățăm foarte mult din cărți, asta am mai zis-o și e cumva ceea ce sper că ne definește pe fiecare dintre noi. Și foarte mult trial and error, lansăm ipoteze, încercăm să le testăm cât mai rapid și să le validăm sau să le invalidăm și să ne păstrăm flexibilitatea de a pivota și de a schimba atunci când ceva nu merge neapărat în direcția în care ne dorim. Vă inspiră cititorii? Da, foarte mult. În primul rând că
interacțiunile cu ei ne motivează foarte tare să facem ceea ce facem zi de zi, dar ei vin și cu idei foarte, foarte bune. Evident, aplicația a fost unul dintre lucrurile pe care chiar ei ne-au cerut-o în repetate instanțe și vin cu idei de lecturi pe care și-ar dori să le regăsească în platforma noastră. Vin cu idei de a promova. Unii dintre ei sunt și super creativi și pun cărțile împrumutate prin Bookster în diverse peisaje faine sau locuri drăguțe, ne trimit pozele. Și na, e foarte un fel de marketing. Marketing pe care ei îl fac pentru Bookster în mod gratuit. Cui a fost ideea de kitul de vacanță? Este foarte, și spunem pentru cei care nu știu despre kitul de vacanță. Care este o campanie foarte... Da, kitul de vacanță e, cred că, cea mai mare campanie pe care noi o avem. Vara e un moment în care la Bookster e foarte multă treabă de făcut. Tocmai pentru că fiecare dintre abonații noștri își dorește să meargă în vacanță și să ia o carte bună cu el. Și atunci am gândit campania asta prin care... pe lângă o carte surpriză aleasă de algoritm, fiecare abonat primește și un kit pentru vacanță care conține, în fine, niște elemente care să-i bucure și să-i ajute în vacanță. Poate să fie vorba de, nu știu, o mică cremă de soare sau un evantai sau ceva dulce. E una dintre cele mai apreciate campanii pe care noi le facem, pentru că e percepută de către abonații noștri ca o grijă pe care noi o avem pentru ei. Uite, pleci în vacanță, ia de toate cu tine astfel încât să te simți bine și să profiți de momentul ăsta din an pe care îl ai. Și feedback-urile sunt foarte bune legate de cartea pe care noi o alegem, tocmai că algoritmul își face foarte bine treaba și știe ce să recomande, dar și surpriza, nu știi ce carte am ales pentru tine până când nu sosește și de multe ori te bucuri să vezi că e cea pe care poate ți-o doreai sau poate după ce ai citit-o îți dai seama că nu știai de ea, dar a fost ce aveai nevoie. Deci, practic, vara Bookster nu pleacă în vacanță. Nu pleacă în vacanță. Anul ăsta am avut un număr record de kituri pe care le-am trimis, undeva la 70.000. Da. A fost un număr impresionant. Foarte interesant și cred că ăsta este... iarăși un tool, dacă putem să-l numim așa, de încurajare a abonaților să citească, pentru că, așa cum spuneai, e clar, poți să iei o carte cu tine în călătorie, în vacanță, mai ales când te relaxezi, poți să citești o carte interesantă. Care a fost cea mai împrumutată carte din anul precedent? Din anul precedent, cea mai împrumutată carte, cred că a fost Povestea mea a lui Michelle Obama și cred că încă se menține pe trend anul ăsta. Da? Cum spuneam, oamenilor le place să învețe din poveștile altora și când sunt scrise frumos și e și un pic de, nu știu, lume la care tu în mod normal nu ai acces, e o carte potrivită. Zona de biografie e foarte populară la noi. Chiar asta urma să te întreb. Care dintre secțiuni este cea mai bine, să zic așa, clasată? Din zona de beletristică au fost până anul ăsta, până recent, foarte populare partea de cărți de romance, dar și de mister. Și culmea, anul ăsta am observat că romance-ul a rămas un pic în urmă și misterul a prins teren. Și chiar ne gândeam, încercam să ne dăm seama, oare de ce? Care este cauza? N-avem încă un răspuns, dar cred că pe măsură ce vedem trendul ăsta că accelerează, o să ne dăm seama. Deci pe partea de beletristică avem cărțile de mister. Pe partea de dezvoltare personală rămâne partea asta de sănătate fizică și mentală, dar și ce am observat anul ăsta, nu doar în perioada vacanțelor, dorința de a afla mai multe lucruri despre cum să călătorești eficient,
cum să găsești cele mai ieftine bilete de avion, cum să alegi destinațiile de vacanță. Deci pare că după anii de pandemie în care am călătorit foarte puțin, acum ne întoarcem către partea asta și suntem mai dornici să explorăm lumea din jurul nostru. Pe partea de dezvoltare profesională avem cum să nu ajungi în burnout și cum să sprijini angajații să nu ajungă acolo, dar și partea de comunicare și feedback. Comunicarea și feedback a fost întotdeauna destul de populară, dar după ce am început unii dintre noi să lucrăm de acasă, a devenit și mai căutată. Tocmai pentru că e greu să navighezi o lume care devine și mai complexă, că ești în spatele unui ecran și e mai greu să comunici, mai greu să interpretezi semnalele pe care celălalt ți le dă. Da, așa este. Cred că pandemia a schimbat un pic, a schimbat mai mult, nu chiar puțin, mai multe obiceiuri din mai multe categorii ale vieții oamenilor. Da, îmi place statistica pe care o aud, mă bucur să aflu că sunt atât de căutate aceste categorii de carte. Ce urmează pentru Bookster? Care sunt planurile voastre? Poate, nu știu, viitorul apropiat, viitorul îndepărtat? Pentru Bookster, așa cum este astăzi, vrem să ducem experiența către cât mai mulți români și dacă segmentul de companii private l-am acoperit, cel puțin în privința companiilor medii și mari, avem 1400 de companii în portofoliu, ne uităm și de câțiva ani am început să facem asta, să ne uităm către companiile mici și foarte mici. Am făcut serviciu accesibil și pentru ele și mare parte din clienții care vin astăzi către noi sunt din zona asta pentru că își doresc să ofere aceleași beneficii pe care și o companie mare le oferă și să poată să fie mai competitiv pe piața forței de muncă. Am început să ne uităm și către segmentul companiilor de stat. Și încă învățăm cum să adaptăm experiența acolo și procesul de vânzare, dar pare că ne lovim de mult mai multă deschidere decât ne așteptam și asta ne bucură. Și pe plan local, cam asta ar fi. Vrem să construim în continuare parteneriate strategice cu provider de conținut, biblioteci publice, private, institute de limbi străine. Și ne uităm și către alte țări din Europa, să ducem experiența Bookster și acolo, pentru că nu există și credem că ar fi apreciat. Și vă gândiți să mergeți și în afara granițelor țării, și care ar fi cea mai, să zic așa, apropiată și la îndemână țară către care să ieșiți? Ne-am uitat o perioadă lungă către mai multe țări și cumva nu reușeam să luăm o decizie pentru că pare că potențial există în foarte multe zone ale hărții. Recent ne-am stabilizat un pic și ne uităm către Ungaria și Bulgaria cu precădere. Dacă toate lucrurile merg așa cum ne dorim, sperăm că anul următor o să facem pasul în afară și să vedem cât de multe lucruri învățăm și despre cititorii din alte țări. Mult succes! Mulțumim. Sper că data viitoare, când ne vom revedea, să auzim de cărțile pe care le împrumută, de ce nu cei din Bulgaria. Acum să urmeze o serie de întrebări scurte, rapide, cu răspunsuri la fel de rapide sau la cât de dorești să răspunzi. Persoana care ți-a influențat cel mai mult viața? Tatăl meu mi-a influențat cu acea carte de marketing. Pe lângă acea carte, sunt multe instanțe în care el m-a inspirat să aleg în anumit fel sau mi-a indus ideea de ce înseamnă să fii un profesionist, ce înseamnă să fii pasionat pentru jobul tău și da, cu siguranță el a fost. Motto-ul după care te ghidezi în viață? Mm-hmm.
nu-i nimic, dacă am greșit, hai să învăț ceva din asta. Cartea pe care, din punctul tău de vedere, ar trebui să o citească oricine are funcția de CEO. Asta e foarte simplu. Cartea pe care cred că ar trebui să o citească oricine, dar mai ales un CEO, este Cum îți vei măsura viața, a lui profesorului Clayton Christensen, care povestește foarte mult despre principiile după care să-ți ghidezi cariera și, și viața personală și cum să faci să le îmbini astfel încât să, la sfârșitul vieții, când te uiți în urmă, să fii împlinit. Și care este cartea ta preferată de-a lungul timpului? Pe lângă asta, pe lângă asta. Mi-a plăcut foarte mult din zona de biografii Green Lights, a lui Matthew McConaughey, pentru că am citit-o de mai multe ori și mi-a dat curaj de fiecare dată. Mi se pare că filozofia lui asupra vieții și întâmplările prin care a trecut și circumstanțele care l-au adus astăzi un om care, na, pe lângă imaginea publică, are foarte multă înțelepciune în spate, mi se pare că m-au făcut să trăiesc mai cu poftă și mai cu curaj de a înfrunta ceea ce vine către mine. Deci te declari o iubitoare a biografiilor. Da, cu siguranță. B2B, B2C sau B2B2C? B2B2C, clar. Pentru că ai mai multe bile cu care să jonglezi și e mai challenging, dar și mai împlinitor. Intersecția dintre cele două lumi, pentru noi la Bookster, e un privilegiu. Învățăm din nevoile tuturor și încercăm să facem un produs, un serviciu care să le împlinească pe toate și echilibrul ăsta în care încercăm să ținem stakeholderii noștri e un lucru care pe mine cel puțin mă motivează foarte tare. Cea mai importantă lecție învățată din poziția de CEO? Că trebuie să am grijă de oamenii mei, dar în aceeași măsură că nu sunt singură în rolul ăsta, că mă pot baza pe echipa mea și că relațiile de încredere pe care le construim între noi sunt de fapt ceea ce fac compania să funcționeze. În opinia ta, care crezi că este cea mai importantă abilitate pe care trebuie să o aibă un CEO? Abilitate. Cred că astăzi empatia e foarte importantă. Cred că empatia e o abilitate care îți permite cumva și să-ți înțelegi foarte bine clienții, și echipa, și acționarii, și lumea în care trăiești. Și cred că dacă o cultivăm mai mult, o să putem să avem acele relații care ne permit să ne creștem business-ul. Ce frumos! Vorbești foarte mult despre oameni. E clar că iubești oamenii, de aceea și biografiile. Dacă ar fi să iei cina cu autorul sau autoarea unei cărți, pe cine ai invita și de ce? Ce întrebare frumoasă! Trebuie să aleg unul? Bine, doi! Cred că se leagă foarte mult de cărțile care m-au influențat pe mine de-a lungul timpului și odată este profesorul Clayton Christensen, de care povesteam mai devreme Cum îți vei măsura viața. El nu mai este în viață, dar cred că are foarte multe povești care m-ar putea inspira în continuare. Și sigur, dacă aș lua cina cu Matthew McConaughey, ar fi o experiență wow. Deci aș alege și asta. Care este primul lucru pe care îl făceai din poziția de marketing manager, dar înainte să devii CEO-ul Bookster, dimineața când ajungeai la birou, și care este primul lucru pe care îl faci acum? Înainte mă uitam la metrici. Cifre. Da, normal.
acum am avut o perioadă la începutul jobului în care mă uitam la cifre. Acum mă uit în birou la oamenii cu care interacționez. Cum îți închei ziua la birou? Sau când? Mai târziu decât mi-ar plăcea să recunosc, în multe instanțe, dar nu se simte așa. De cele mai multe ori plec împreună cu colegii mei de la birou și mai povestim pe drum despre ce facem acasă. Dar cumva tot legat de oameni, apropo de ce ai remarcat mai devreme, îmi place să am acest ce caut cu ei, cum a fost ziua lor, poate să le mai spun ceva din ce am aflat eu în ziua respectivă și să vedem cu ce energie ne întoarcem mâine. Ce face Teodora Rădulescu când nu este la biroul Bookster? Este acasă în rolul de mamă, care e un rol încă, cred că rămâne provocator, dar pentru mine, pentru că este un rol nou, îl simt provocator și încerc să învăț cât mai multe de la copilul meu, astfel încât să fiu ceea ce are el nevoie, nu ceea ce simt eu uneori nevoia să fiu. Și nu știu, încerc să controlez fiecare instanță. Cum te motivezi atunci când te simți blocată? Blocată la birou? Da. Mă uit la echipa mea și la abonați. Noi avem un obicei din ăsta în care, pentru că primim multe mesaje de la comunitatea noastră, le citim periodic și ele se află în jurul nostru în birou. Și atunci când simt cumva că îmi pierd un pic răbdarea sau nu-mi iese ceva, mă uit la unul dintre acele mesaje care se află în jurul nostru și îmi dau seama de ce fac lucrurile pe care le fac, ce înseamnă de fapt cifrele la care mă uit și îmi dă un spark necesar să continui. Care ar fi cel mai bun sfat al tău despre cum să faci față eșecului? Pentru, nu știu, antreprenorii care sunt la început de drum, pentru cei care au teamă de eșec. Cred că e important să nu lași eșecul să te definească și mentalitatea pe care o avem, dacă e una de creștere, ne ajută să ne ridicăm mult mai ușor. Nu trebuie să ne identificăm cu greșelile pe care le-am făcut, ci cu lecțiile pe care le-am învățat din greșelile respective. Și practic ia-ți lecția și mergi mai departe. Da, cu siguranță. Continuă, te rog, fraza. Cea mai provocatoare decizie din poziția de CEO pe care am luat-o a fost? Legat de ce să facem mai departe cu Bookster pe plan internațional. Cred că acolo sunt în momentul de față cele mai provocatoare decizii. Nu le-am luat încă pe toate, dar e clar că sunt niște zone din care trebuie să ne bazăm destul de mult pe ce am învățat, dar în aceeași măsură să putem să luăm deciziile fără să avem 100% din informații. Să fim confortabili cu incertitudinea mai mult decât am fost până acum. Continuă fraza. Cea mai mare realizare a mea de până acum este? Copilul meu. Ce frumos. Pe când listarea Bookster la Bursa de Valori București? Nu cred că este o întrebare la care pot eu să răspund. Teodora Rădulescu, CEO Bookster, îți mulțumesc încă o dată tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră și pentru că ai venit să împărtășești cu noi din povestea ta, experiența ta și povestea Bookster pe care iată că acum o conduci cu atâta drag. Mulțumesc, a fost foarte drăguț să povestim. Mulțumesc!
Îți doresc mult succes pe plan internațional, pentru că înțeleg că acesta este următorul obiectiv, următorul milestone pe care îl doriți a atinge. Atât pentru astăzi, mulțumesc că ne-ați urmărit, sunt Ana Maria Neațu și până la episodul următor vă doresc gânduri bune și de bine. Pe curând!